Câte firme au participat la bursa locurilor de muncă? Da, bună ziua, azi au participat 52 de firme, neașteptat de multe, multe locuri. Locuri de muncă vacante în jur de 200, chiar peste 200 de locuri de muncă vacante. Predominant sunt cele cu studii medii, confecționeri, îmbrăcăminte, bucătari, ospătari, muncitori necalificați, așa numeric în jur de 30. Avem și 9 locuri de muncă vacante pentru studii superioare. Director sau în domeniu contabil sunt cele mai, din cele 9, jumate din ele. Bursa s-a organizat azi, cum am mai spus, înainte se va face lunar, în a doua vineri din fiecare lună. Ce pot să vă mai spun? Câte persoane au participat? Da, persoane, în jur de 200 de persoane. Sper să se angajeze cât mai multe, pentru asta este rolul bursei. Bună ziua, cum vi se par locurile de muncă? Eu sunt șomaș și n-am avut încă loc de muncă. Acum, până la august, sunt șomaș. Așa, și căutați acum ceva loc de muncă? Da, ala e că-s bătrân acum, 59 de ani. Și apoi dacă găsesc cumva, nu știu, dacă... Că de-aia am venit acum, că am primit invitație și am venit ca să văd un loc de muncă și eu încă. 2 ani de zile măcar, până la 61 și ies în pensie. Foarte proaste! Nu v-ați găsit nimic? Ba, eu muncesc, la jumătate de normă. Ce anume ați căutat? În domeniu normal, la bucătărie. Ce anume? Da, ajutor de bucătar. Foarte bine. Totul merge, calitate, tot. I bai de sus. La sapă, vezi, domnule, la sapă. Ai văzut? Acolo. Aici în jos, cu aici și cu aceia de la prefectură. Nu v-ați găsit nimic de lucru? Nu. Șomaj de 4 milioane, e treabă foarte bună. Ce anume v-ați căutat? Ce am căutat? În domeniul ce am terminat. Gestionar, agent de pază, nimic. Pe când merg la patron, zice, ocupa postul. Cum să fie? Ați găsit ceva? Nu am găsit. Legătuși mecanic, nu este nimic. Mașini și utilaje, ceva mecanic și în rest necalificat. Greu. Oferte sunt suficiente, dar destul de slăbuțe pentru zona noastră. Eu, în principiu, nu mi-am găsit nimic. În ce domeniu ați căutat? Secretariat, gestiune, astea, responsabil management al calității, dar nu mi-am găsit încă nimic. Sperăm. Dacă nu, mergem la meseria mea de suflet, care vreau să fac de mult. Și adică șofer pe tir.